Samsung tocmai a prezentat la New York noua sa serie de smartphone-uri pentru productivitate, dar în același timp acestea sunt telefoanele care sunt potrivite și pentru consum media și pentru jocuri video, sunt telefoanele care pot face totul în cele mai bune condiții din oferta celor de la Samsung. Vorbim despre Samsung Galaxy Note 10 și Note 10 Plus. La prima vedere, acestea nu sunt foarte diferite. Vorbim despre dimensiuni de 6,3 inch pentru display-ul lui Note 10, care este la rezoluție Full HD Plus, și un model QHD Plus mai mare de 6,8 inch. În materie de hardware, cele două telefoane sunt destul de similare. Au același design cu ecran Infinity O, cum se poate vedea în partea de sus, decupajul este poziționat central pentru cameră. Față de gaura în display din colțul din dreapta sus de pe modelele Galaxy S10. Avem un singur port USB Type-C în partea de jos și acesta este singurul port de conectivitate. Fiecare telefon vine echipat cu un S Pen. Acesta este îmbunătățit față de cel din generația precedentă și este elementul definitoriu care separă seria Note de seria S. În același timp, modelul Plus are o cameră Time of Flight care este poziționată în zona de lângă camera principală și acesta permite realizarea unor noi funcții pentru cameră. Putem scana obiecte 3D, putem realiza niște efecte noi pentru partea de video, similare cu cele Live Focus de pe foto. Efectele Live Video sunt interesante. De exemplu, poți realiza un filtru AR care să urmărească fața unui subiect, dar acestea trebuie desenate manual pe ecran și în lipsa unui subiect aici de față este greu de demonstrat. După cum bine vedeți, telefonul nu mai are buton de power pe partea din dreapta și nici un buton de Bixby. Butonul de power a fost mutat pe partea stângă, unde avem volumul și butonul care este poziționat sub acestea. Este interesant, eram cu toții probabil obișnuiți să apăsăm pe partea din dreapta pentru a porni ecranul, dar funcționează și în partea stângă. Plus că telefonul poate fi deblocat cu un senzor de amprentă sau cu recunoaștere facială. Amprenta nu este setată pe modelul de față pentru că nu este un telefon personal pe care să-l pot parola, dar în această zonă este poziționat, similar ca în cazul seriei Galaxy S10. Designul din sticlă atrage amprentele, nu prea avem ce să facem din această privință. Pentru a ține telefonul curat, probabil că va fi necesară o husă de protecție. Însă, față de modelele de anul trecut, nu s-au schimbat decât pozițiile camerelor. Cea frontală poziționată, cum am spus anterior, în partea centrală sus, iar camera care era centrată pe Note 9 și S10 a fost mutată în colțul din stânga sus. Modelul mai mic pare mai ușor de utilizat cu o singură mână. Poți ajunge relativ ușor la majoritatea funcțiilor de pe ecran, mai puțin în partea opusă a degetului. Însă modelul cel mare este mai bine potrivit pentru utilizarea cu două mâini, pentru că ai nevoie de susținere atunci când încerci să atingi partea de sus a ecranului. Samsung a mai vorbit pe scenă despre funcții de genul DeX, care permite utilizarea telefonului precum un computer desktop, alături de un monitor și accesorii, dar și conectarea lui la un computer pentru a utiliza monitorul, mouse-ul și tastatura acestuia printr-un simplu cablu, într-un parteneriat cu Microsoft pe partea de software, care va permite această integrare a sistemului de operare Windows cu sistemul DeX de la Samsung. Poți astfel să folosești fotografii
documente, clipuri video din PC pentru trimiterea lor prin diverse aplicații de mesagerie stocate și instalate pe telefon. Este greu de spus cât de ușoară va fi utilizarea acestor funcții fără să le vedem în realitate, dar conceptul este foarte interesant și cu siguranță va ușura fluxul de lucru al unor utilizatori care depind de niște aplicații care sunt doar pe telefon, dar sunt toată ziua la birou și ar fi mai ușor pentru ei să le folosească folosind perifericele și un monitor mai mare de pe un PC. Acestea sunt cele două telefoane prezentate astăzi de Samsung. Arată bine. Pornesc de la $950 pentru varianta mică a lui Note 10, $1,050 pentru varianta 5G, $1,100 pentru varianta Note 10 Plus și $1,300 pentru Note 10 Plus cu 5G. În Europa, aceste prețuri cu siguranță vor fi exprimate în euro. Probabil vor fi puțin diferite, dar nu este 100% clar în acest moment, pentru că ne-au fost comunicate doar prețurile în dolari. Cam atât despre aceste două telefoane. Abia așteptăm să le testăm și să vedem cât de importante sunt schimbările, atât hardware cât și software, în cazul acestor modele, față de modelul de anul trecut și în special față de Galaxy S10 lansat în această primăvară. Pentru Go4It, eu am fost Cătălin Nițu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!